Bună seara, bine v-am găsit la Pro Sport Live. Haosul continuă la Dinamo, acolo unde Ovidiu Burcă a ținut astăzi o conferință de presă și a dat de pământ cu jucătorii. Conducerea i-a făcut pe placa antrenorului și a început să dea afară din cei care au făcut acest puci sau au încercat să facă acest puci, această grevă la adresa conducerii, fiind foarte deranjați de faptul că aveau salarii neplătite undeva la 3 luni. S-a virat un salariu clasic pentru stilul românesc de management în fotbal. Băgăm un salariu astfel încât să nu-și poată depună jucătorii să-și depună hârtii să plece liber de contract. Și uite așa, haosul continuă. Ovidiu Burcă foarte nervos astăzi la conferința de presă, nu a acceptat întrebări, a vorbit singur, a întins degetul arătător către fotbaliștii care și-au cerut drepturi și care au refuzat să se mai antreneze. Acesta a fost foarte supărat pentru faptul că el le-a garantat că vor primi săptămâna viitoare mai mulți bani să ajungă la zi, însă aceștia nu l-au crezut pe antrenor și au spus că vor să vorbească cu conducerea. Gigi Becali a făcut o nouă ofertă pentru Bauza de la Craiova, 2 milioane de euro, atenție, ar putea să fie banii pe care acesta i-ar livra lui Mititelu în schimbul a încă unui jucător, după ce și companiul a fost cumpărat pe bani foarte mulți pentru România. Discutăm toate subiectele zilei cu analistul și specialistul în arbitraj ProSport, Marius Avram. Bună seara, Marius, bine ai revenit! Bună seara! Dinamo, haos, 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 ce părere ai? Am văzut ce se întâmplă, așa, în ultimele zile acolo. Da. Într-un fel este o continuare a ceea ce se întâmplă de ani de zile și nu te mai surprinde nimic. Vedem că până la urmă lucrurile așa cum le vedeam noi din exterior, separate într-un fel, da? Deci partea administrativă față de partea sportivă, da, nu mai sunt chiar atât de separate și jucătorii au luat atitudine. Nu știu dacă de ce parte poți să te plasezi aici. Eu ca suporter neutru, pur și simplu, ca observator din exterior, nu pot decât să zic: încă o cărămidă pusă pe acest zid al falimentului care se vede la orizont din ce în ce mai mult. Dacă jucătorii nu se mai antrenează, partea sportivă nu mai poate să mai performeze, că până la urmă trebuie să câștigi meciuri ca să promovezi, ca să se îndeplinească acel plan de redresare care a fost propus, care includea niște bani de la Liga 1 și niște drepturi TV. Iată că dacă nu se mai antrenează, automat nici nu o să mai joace la nivelul așteptat. Ovidiu Burcă, care până acum părea că ține foarte bine vestiarul și reușise să redreseze situația, părea că se forma din nou un grup unit acolo. Iată, au apărut și primele disensiuni serioase din mandatul lui. Da? Da. Ținem minte că el, când a venit, moralul era la pământ, toți jucătorii erau... Toată situația era fără scăpare, și ușor, iar ușor... era revoluționat cât s-a putut, atât cât s-a putut Dinamo, și a dus-o în zona de play-off. Însă uite că... nu contează doar asta, se pare. Iată că nu contează doar asta, până la urmă și banii sunt importanți. Într-adevăr, când te gândești la fotbalul românesc în general, zici, aia, 3 luni, am văzut și mai grav de atât, de ce, domne, protestează, nu e nicio problemă. Dar, pe de altă parte, dacă gândești strict ca business, ai un contract, trebuie să-l respecti, deci vezi undeva la mijloc. Și uman, Marius, pentru că nu vorbim de fotbaliști care au câștigat milioane de euro, vorbim de fotbaliști care 100% sunt sigur că trăiesc efectiv de la lună la lună din salarii. Da, este clar, trăiesc de la lună la lună din salarii, nu sunt cei mai bogați jucători acolo. Iată că au început deja primele rezilieri de contract și atacuri directe la adresa antrenorului. Da, am văzut că unul dintre cei doi jucători care și-a reziliat contractul, Buhăescu, îl atacă în mod direct pe Ovidiu Burcă și spune că minte, că e un mincinos. Adică niște lucruri, eu zic, destul de serioase. Practic, Buhăescu în momentul ăsta, nu știu ce antrenorul mai ia. Adică pleacă, ai plecat, pleacă și tu și nu spune nimic. Zi mersi că ți s-a reziliat contractul și du-te și caută să echipă. Nu ataca antrenorul, chiar dacă a mințit. E cea mai mare greșeală. E o greșeală mare asta, din punctul meu de vedere, pe care o face Buhăescu în momentul de față, dar treaba lui. Da, mă, te întreb și ce înseamnă minciuna asta lui Burcă. Îți dai seama, până la urmă, probabil că discuția a fost de genul: stați liniștiți, antrenați-vă că vor veni banii. N-au venit o tură, n-a venit a doua tură, dar până la urmă antrenorul ce să facă? Să spună: da, aveți dreptate, nu vin acum banii când sperați voi, hai să nu mai face nimic. Nu știu cât putea Ovidiu Burcă să garanteze că vin banii până la urmă, da, pentru că nu depindea foarte mult de ce se întâmplă acolo. Și el primea promisiuni, probabil. El primea promisiuni și probabil era ca o cură de transmisie către jucător. Ce îi spunea conducerea, spunea și el mai departe. Deci nu cred că el în mod direct poate fi acuzat de către cineva că mințea, că nu ducea el bani de acasă să plătească jucătorii. Pe de altă parte, exact acum, aproape să înceapă din nou campionatul, iată că se întâmplă lucrurile astea, exact în perioada de pregătire, când ar trebui să fie concentrare mare de tot pe pregătirea asta, pentru că urmează meciuri grele și ai pretenții, și uite că nu se vor realiza, pentru că nu ai cum să stai prost cu banii, să nu te pregătești, deci și sportiv și administrativ să fii la pământ și tu să emiți pretenții. Deci iată că se prefigurează obiectiv ratat pentru Dinamo, promovarea, având în vedere toate problemele pe care le vedem că se întâmplă acolo.
Bun, îți propun să mergem să vedem ce a avut Ovidiu Burcă de spus astăzi. Repet, nu a acceptat întrebări, a avut un discurs pe care și l-a susținut la Săftica în fața ziariștilor. Poate era o idee mai bună să emită pe un canal de Facebook, de YouTube, știu eu, al clubului, astfel încât să nu se mai deplaseze ziariștii până acolo, să chemi oamenii și să nu îi lasă să pună întrebări. Mă gândesc la colegii mei care au trebuit să meargă până acolo și nu-i tocmai ok. Asta este, mergem să vedem ce a avut de spus Ovidiu Burcă. Să le fie rușine. Să le fie rușine pentru ce au făcut zilele trecute. Pentru că, din punctul meu de vedere, n-aveau niciun drept să facă ceea ce au făcut. De când am venit aici, nu le-a lipsit absolut nimic jucătorilor. Nu cred că greșesc când spun chestia asta, că nu sunt în prima ligă 5 echipe care au condițiile pe care le-a avut Dinamo în aceste luni. Și mă refer aici la tot. De la bucătar propriu al echipei până la aspectele financiare care n-au fost întârzieri extraordinare, au fost totul aproape la zi uneori. Deplasări cu avionul, hoteluri de 5 stele, pentru că așa consider eu că trebuie să tratezi jucătorii. Să le ofer totul, să le cer totul în schimb. Iar ceea ce au făcut ei este o mare pată pe obrazul acestui club. Tot ceea ce am încercat să realizăm în lunile astea, au dat cu piciorul într-o zi. 2 luni de întârziere nu este tragedie. Mai ales când i-am rugat personal să aștepte, pentru că în această săptămână se vor rezolva din aceste probleme. Acest grup de jucători a picat testul loialității. Loialitate față de acest club, în primul rând, și față de oamenii care le-au plătit salarii, care le-au reparat vestiarele, care le-au trimis mâncare. Cine nu acceptă situația, e liber să plece, să meargă, să-și rezilieze contractul, să vorbească cu președintele, să-și rezilieze contractul. E simplu. Asta am avut ce de spus. Da, Ovidiu Burcă extrem de deranjat pentru că ar fi oferit anumite condiții. Da, acum discuția e mai amplă, Marius. E normal să scot, e ca și cum spunem noi, nu prestezi la emisiune cum trebuie, noi te-am pus, uite, ai masă, ai scaun. Păi, până la urmă, condițiile astea sunt pentru fotbal profesionist, pentru că ești Dinamo, pentru că ai pretenții. Nu ne interesează că ai sau n-ai bani. Atât timp cât porți emblema lui Dinamo, cred că n-ar trebui să scot. Că nu e ca și cum le-au dat salarii de 500.000 de euro pe sezon să zică ce salarii v-am dat. V-am dat apă caldă și v-am dat un pat curat să dormiți, până la urmă, nu? Eu cred că supărarea lui Burcă vine de la faptul că el vede că toată munca lui de până acum se poate duce pe apa sâmbetei. Da. Deci poate să-și asocieze numele cu un eșec major în neîndeplinirea unui obiectiv, de a intra în play-off, da, și de a lupta pentru promovare, dintr-o cauză pe care poate el acum o consideră minoră. Nu știu cum o vedea când era jucător. Da. Știi cum e? Când acum ești de altă parte, exact, a situației. Fiecare își vede propria lui zonă și propriul interes. El ca antrenor evident că vrea ca jucătorii să se pregătească, pentru că urmează meciuri multe și grele. Și probabil din discuțiile pe care le-au purtat, eu de-aia îl văd foarte supărat. Ai văzut? Deci foarte supărat. Pentru probabil că a purtat niște discuții. Da, poate voi știți mai bine ce s-a întâmplat acolo. Au fost discuții în care el a spus asta, ce am înțeles de la cei care au fost în vestiar. A vorbit cu jucătorii și a spus, potoliți-vă cu chestia asta, antrenați-vă. Vă garantez că săptămâna viitoare va fi mai bine. Nu muriți acum câteva zile dacă mai prelungiți un pic să vă antrenați și așa mai departe, să vedeți că va fi bine. Dacă nu vedeți, nu că noi vrem să discutăm cu conducerea. Și atunci el s-a enervat în ideea în care dacă eu vă spun ceva și vă rog ceva, de ce nu țineți cont? Da, până la urmă asta înseamnă să ții vestiarul în mână, asta înseamnă că tu ca antrenor. Arăta forță Burcă acum, exact, pentru că a cerut eliminarea unor jucători și atenție, se întâmplă asta. Mm-hmm. Deci e clar, conducerea a ales. Suntem cu antrenorul, nu cu vestiarul. Ce transmite obicei asta, Marius? Asta înseamnă că este susținut Ovidiu, da, Burcă, asta înseamnă că ei cred în proiectul lui și că le place ceea ce a făcut până acum. Da. Pe de altă parte, nu știu cine altcineva și-ar fi asumat să ia Dinamo. Dar te întreb altceva, în vestiar ce s-a transmis când
Probabil că erau unii care erau între. Nu prea am curaj să fac și o grevă acum cu ăștia grei, nu? Dar parcă îmi vine. Dar în momentul în care îi vezi că au fost disciplinați în sensul în care ăsta pleacă, ăsta pleacă, ăsta pleacă, cred că te pui un pic la locul tău să faci aici burcă, nu? Sunt convins că nici acolo nu sunt apele atât de limpezi pe cât pare. Întotdeauna într-un vestiar unde sunt zeci de jucători, există 2-3, un nucleu dur, care sunt inițiatorii unei astfel de greve, da? Care sunt cei care instigă colegii și hai vino și tu, hai facem împreună, e bine ceea ce spunem noi. Și probabil i-a identificat în acești jucători pe care până la urmă i-a eliminat din echipă și au reziliat contractele. Și conducerea a dat mesajul clar, noi suntem de partea lui Ovidiu Burcă, noi vrem seriozitate. Uite, v-am plătit o lună de salarii, în același timp îi dăm afară pe acești instigatori care creează probleme în interiorul vestiarului. Vă promitem că o să vă dăm banii, mai aveți puțină răbdare, continuați să vă antrenați pentru că urmează meciurile și Ovidiu este susținut și Ovidiu este cel care... Scuză-mă că te întreb, este domnul Zăvăleanu alături de noi. Bună seara! Bună seara! Cum e domnul Zăvăleanu? Clar, mesaj clar de susținere pentru Ovidiu Burcă din partea conducerii, având în vedere că greviștii au început să plece de la Dinamo? Păi nu știu, din partea conducerii Dinamo cum este, din partea noastră este evident că e un mesaj de susținere, a fost de la bun început. Eu cred că lucrurile trebuie foarte clar delimitate. Da. Fiecare trebuie să-și vadă foarte bine de treaba lui. Da. Unii să joace, alții să antreneze, alții să administreze, alții să supravegheze. Și când începem să ne intercalăm unii în treaba altora și să facem diverse acțiuni care nu neapărat sunt extrem de temeiate, atunci suportăm și consecințele. Eu nu știu exact ce s-a petrecut în intimitatea vestiarului, pentru că, așa cum am mai spus, Ovidiu Burcă a fost destul de discret și am apreciat lucrul ăsta, că nu s-a apucat să vorbească despre ce s-a întâmplat acolo, dar dacă ia niște decizii, noi îl vom susține. Domnul Zăvăleanu, e clar, adică ați făcut public acest lucru, faptul că sunteți supărat pe Vlad Iaco pentru că a interferat un pic în activitățile noastre, mai exact v-a spus ce ar trebui să faceți astfel încât insolvența să fie în regulă pentru Dinamo. Și vreau să vă întreb, considerați că ați greșit că l-ați ironizat public, mă refer la acea declarație legată de Ilie Dumitrescu că nu l-a învățat să tragă la poartă și așa mai departe? Eu cu Vlad am lămurit lucrurile între timp. Da, da. Și aș vrea să închei subiectul așa. Aici. Dar explicați-mi cum ați lămurit, ca să nu rămână lucruri neclarificate. Am discutat despre faptul că încercăm să vedem fiecare care este treaba noastră și să ne-o facem și da. Să nu mai ieșim cu astfel de declarații, pentru că dincolo de orice fel de neînțelegeri, noi tragem la aceeași căruță care este Dinamo și nu avem voie să lăsăm ca lucrurile să degenereze în așa fel încât să afecteze echipa. Și câtă vreme eu cred că el vrea binele lui Dinamo, el cred că crede același lucru despre mine, nu avem de ce să stăm într-o stare de supărare. Oricum, chiar și după declarațiile lui inițiale, da. Noi am colaborat. Nu am oprit colaborarea, că eram eu supărat. Până da. La urmă, Dinamo e cel mai important. E adevărat. Domnule Zăvăleanu, până la urmă, se mai poate face ceva cu acest plan de reorganizare astfel încât să supraviețuiți, să faceți rost și de banii necesari și pentru licențiere și așa mai departe? Sincer, că știu că aveți puterea să fiți obiectiv să spuneți lucrurile. Da, da. Părerea mea este că da. Părerea mea este că da. Nu voi intra în amănunte despre care variantă ar fi mai bună, da. Pentru că eu cred că oricare dintre variante ar avea șanse de succes și până la urmă, dacă nu se câștigă apelul, există posibilitatea modificării planului așa cum și-a dorit Vlad. Din experiența dumneavoastră profesională, cât estimați că se poate lungi totul astfel încât să avem un deznodământ clar legat de planul de reorganizare? Acum, experiența profesională nu e relevantă aici, dar ceea ce este relevant este modul în care tratează instanțele care se ocupă de Dinamo, această speță. Da. Și vreau să vă spun că în momentul în care sunt stabilite termenele la Curtea de Apel, lucrurile se întâmplă destul de repede. Noi am fost deja citați pentru regularizarea cauzei, deci urmează ca în scurt timp să se stabilească și termen de judecată. Părerea mea este că acolo nu poate dura mai mult de un termen maxim 2. Pentru că nu e o instanță care să stea prea mult,
să plece urechea la tot felul de cereri de amânare și așa mai departe. Asta cât înseamnă, domnul Zăvrean? Nu știu, o lună, două, trei, o săptămână? Nu, în mod normal, în maxim o lună, lucrurile astea ar trebui să se tranșeze pe apelul nostru. Dacă vom merge așa, orice variantă este deschisă, pentru că varianta pe care o considera cea mai bună pentru Chinamo va fi pusă în aplicare. Deocamdată sunt două căi deschise, nu renunțăm la niciuna, vom vedea ce se va întâmpla. Am înțeles. Domnul Zăvăleanu, vreau să vă întreb, cum vi se pare acum, nu vă întreb din postura de administrator judiciar să răspundeți, ci de iubitor al fotbalului, că știm că sunteți fan al fotbalului, cum vi s-a părut mandatul lui Ovidiu Burcă până acum? Asta cred că am mai declarat-o. Din punctul meu de vedere, Ovidiu Burcă a îndeplinit toate așteptările noastre. Le-a și depășit sau doar le-a îndeplinit? Păi, acum, în condițiile care erau la Dinamo, ceea ce a realizat el era destul de greu de realizat. Nimeni nu a venit să impună niște obiective de genul, domne, te califici în play-off, pe primele trei locuri sau nu știu ce. Ne-am făcut o speranță împreună că lucrul ăsta se va întâmpla și pare că suntem destul de aproape, deși nu au fost aruncate zarul. Da. Din punct de vedere financiar, cine are rolul, mă refer oficial, de a găsi surse de venit, dumneavoastră sau domnul Vlad Iacob? Nu, în mod clar, administratorul special se ocupă de lucrurile astea. Acum, evident că și noi căutăm că ne interesează foarte tare să salvăm situația de la Dinamo, dar pur legal, aceasta este atribuția administratorului special. Am înțeles. Bun. Mulțumim mult pentru intervenție, domnule Zăvălan. Multă baftă! Da, a vorbit Răzvan Zăvăleanu, au găsit o cale să se împace. Ai văzut declarația lui domnul Zăvăleanu că nici el nu-i spune lui Dumitrescu cum să dribuleze sau să tragă la poartă. Da, nici astea nu fac bine. Știi că nu fac bine pentru jucători. Dar și fac deliciu publicului. Fac deliciu publicului, dar în interiorul echipei sunt mesaje clare că există disensiuni majore între persoanele da. De la conducere acolo. Adică partea de director sportiv față de partea de administrator judiciar. Într-adevăr, sunt cu ele, ar trebui să fie complet separate și să nu se bage unii peste alții. Dar genul ăsta de mesaj ironic, nici eu nu-i spun lui Dumitrescu, de parcă... Adică comparația e Dumitrescu exact, insolvență. Al insolvenței și celălalt este un amator. Exact, lui, așa, un iubitor da. Al fenomenului. Deci cam ăsta e mesajul. Da. Și, nu dau bine, da. Clar. Adică ele fac parte din deliciul publicului, dar nu dau bine pentru o echipă serioasă. În teoretic, așa cum vedem noi din exterior cel puțin, da? Ei doi practic sunt în aceeași barcă. Corect. Chiar dacă sunt pe zone complet separate. E, și dacă în aceeași barcă încep să se împingă, vezi, uite, se răstoarnă. Ca să continui metafora cu barca. Deci nu merge bine în sensul ăsta. Dar acum poate criza asta cu jucătorii, într-un fel să strângă lucrurile, să vedem ce se întâmplă acolo. Am văzut, e susținere totală, așa cum bănuiam și noi, pentru Ovidiu Burcă în momentul acesta. Să vedem și declarațiile din partea cealaltă, de la directorul sportiv. Presupun că merge pe aceeași linie. Administratorul special. Mă rog, de fapt, președintele clubului. Președintele clubului, da. Păi sunt Vlad Iacob, hai să și vedem ca să comentăm după ceea ce a spus astăzi Vlad Iacob. Nu consider că este un haos, așa cum am spus, au fost niște divergențe de opinie în rândul managementului, în trecutul apropiat, dar sunt chestiuni pe care le vom rezolva de acum înainte, exclusiv intern. Vom ați veni să vorbiți cu ei? Nu vor fi amendați. Nu. De ce s-a ajuns în acest punct? Și dacă îi înțeleg? Este un cumul de factori. Pe de o parte, da, pot să înțeleg într-o anumită măsură, însă consider că n-ar fi trebuit nici de cum să se ajungă la refuzul antrenamentelor. Bineînțeles că și Ovidiu Burcă a fost supărat din cauza deciziei jucătorilor. Eu le-am explicat că nu este cazul să recurgă la asemenea măsuri. Ar fi trebuit să ia legătura cu mine înainte. Eu am vorbit cu ei săptămâna trecută și le-am spus că se vor achita salarii în această săptămână. În niciun caz nu e o bătălie pe ultimul os. Eu lucrez aici pro bono. Da? Administratorul judiciar nu își încasează onorariul. Da? Așa că în niciun caz nu e o bătălie pentru bani la Dinamo în acest moment. În niciun caz. Dacă reușim să ridicăm interdicția pe care o avem, s-ar putea să facem și câteva transferuri. Sunt șanse, aici depinde foarte mult de sprijinul fanilor în acest moment. Da, a fost administratorul special Vlad Iacob. Observăm că și-a schimbat apariția, nu mai are codiță.
a fost ironizat și de Cornel Dinu și de Prunea când a apărut pentru prima oară. Da, e o lume, e o lume conservatoare. Conservatoare lumea fotbalului. Da. Dar ceea ce e interesant este că ai jucătorii care sunt în grevă. Da. Salariile nu sunt plătite. Da. Sunt certuri între președintele clubului și administratorul special. Bani nu sunt, suporteri, probleme, faliment și totuși spune: "Nu, nu e, domnule, niciun haos, totul e bine, da, totul e ok." Deci până la urmă Zăvăleanu îl trimitea, du-te pe la șah, era vorba lui Grigoraș la un moment dat, și el spune că nu e nicio problemă. Ce problemă e? Da, până la urmă unde mergi și cu discursul de diplomație? Asta, exact. Nu e diplomație, frizează, e frică de a avea o poziție, o înțeleg, pentru a nu crea mai mult scandal, dar pe de altă parte, câteodată, dacă nu spui nimic concret, frizezi penibilul. Asta vreau să spun, că dai în altă zonă, mergi mult prea departe. Este normal să spui, domne, nu e haos, avem și noi problemele noastre, le rezolvăm. Exact. Dar să zici că totul e ok. Și domnul Ilie Dumitrescu la insolvenție s-o rezolve atunci, s-o bage în ație, nu? Exact. Și-o rezolva. Era amuzant, râdea probabil și Zăvăleanu și asta era. Și o lăsau așa, pe prietenie. Exact. Și cum te mai cer, te mai împaci, exact. Așa e în fotbal și în orice domeniu. Da. Pare rău pentru ei, pentru ce se întâmplă acolo. Îți dai seama ce-o fi și în mintea suporterilor. Da. Na, cred că sunt implicați, au avut discuții și cu suporterii Burca, au avut discuții cu suporterii, din câte știu, în cursul zilei de astăzi, să liniștească un pic apele. Hai să discutăm și despre FCSB. Bauza de la Craiova este dorit de Becali. N-are rău să mai spun de Pintili sau Strizu sau mai. De Becali. Este dorit de Becali. Oferă 2 milioane de euro conform surselor noastre. Mi se pare totuși o sumă foarte mare pentru un jucător de 26 de ani care este, de fapt, la primul sezon cu adevărat bun în Liga 1. Este o sumă foarte mare pentru un transfer intern, în primul rând. Exact. Iată că FCSB-ul, dacă este adevărată suma aceasta, continuă seria asta a transferurilor uimitoare din punct de vedere financiar. Da. Am văzut la UTA, acum la Craiova, deja al doilea transfer peste Companiu. Peste un milion de euro, da? Da. După cât Companiu a fost Companiu? 1.600.000, 1.600.000, deci la 2 milioane de euro. Într-adevăr, e un jucător valoros, care se vede că este un pic mai bun decât ceilalți jucători. 29 de ani, pardon, am greșit, nu 26. Dar atunci când dai 2 milioane de euro pe un jucător din campionat intern, te gândești că investești în el și că îl vinzi mai departe cu 10, nu știu, sau 7 sau 5. Da. Dar un jucător de aproape 30 de ani, dar eu știu care e strategia acolo, poate ei văd perspectiva într-un fel pe care noi nu putem să înțelegem. Dar ceea ce este cert este că Bauza este un jucător valoros care este dorit și probabil este dorit de mai multe cluburi. E posibil ca informațiile astea care sunt pe surse să facă parte și de un joc al licitației care se mai practică în fotbalul românesc, să știi. Așa. Când vine cineva interesat, ca să mai crești prețul, arunci pe piață că stai așa interesată și FCSB își vrea să dea 2 milioane, dă tu 200 și ți-l dau ție. E posibil, orice. Până n-apar lucrurile în mod oficial, noi nu putem decât să speculăm. Repet ceea ce am spus, ceea ce e clar însă este că Bauza a arătat, cel puțin în meciurile pe care le-am văzut, că este un jucător valoros și a făcut diferența atunci când a fost în teren. Un pic capricios uneori, parcă mi se părea că se cam supără pe coechipieri și de atunci nu prea îi mai ieșeau lucrurile. Are sânge latin. Exact, din cauza latinității lui. Dar atunci când el era în teren și în formă maximă, a făcut diferența. Pase, vede jocul, coordonator bun, deci mie mi-a plăcut de el. Dar ar avea loc la FCSB? Un organigramă, între ghilimele? Nu știu dacă se mai pune problema așa, pentru că la FCSB vezi... Dacă îl vezi să joace Inter la FCSB, de exemplu, într-un 4-3-3? Da, eu îl văd jucând. Da, îl văd jucând foarte bine acolo. Am văzut că acum și cu Sorescu lucrurile s-au clarificat și va juca fundaș stânga. Da? Și de ce nu să vină și un Inter acolo care să fie și un foarte bun pasator, da, pentru extreme și să se integreze foarte bine la ei acolo. Da, eu știu ce planuri au, nu știu ce planuri au, nimeni nu știe și sunt, pare că nu fac parte dintr-o strategie, deși vezi și tu că, uite, au cam început să se lege lucrurile acolo și joacă din ce în ce mai bine. Da. Avem acum un moment special, Superstory cu Carmen Mandiș, cu ocazia împlinirii a 45 de ani al lui Bogdan Lobonț, fostul mare portar al echipei naționale, al Rapidului, știți foarte bine, Ajax Roma. Vedem Superstory cu Carmen Mandi și revenim. Bogdan Lobonț, portarul român cu aproape 15 ani adunați la Ajax Amsterdam și AS Roma, împlinește azi 45 de ani.
86 de selecții la națională, depășit doar cu 5 selecții de Bogdan Stelea. A fost protagonistul celui mai scump transfer în calitate de goalkeeper din Liga 1 către un campionat de top al Europei. La începutul lui 2000 pleca de la Rapid la Ajax pentru 3 milioane de euro. Ulterior, a ratat transferul la AC Milan și la Benfica Lisabona. Și a trecut în palmares 3 titluri de campion în România, unul cu Rapid și 2 cu Dinamo. Lobby a renunțat la cariera de portar după un ultim meci la echipa națională jucat la Ploiești, împotriva Finlandei și câștigat de tricolori cu 2-0. Fusese titular în celebrele victorii cu Olanda 1-0 din preliminariile Euro 2008 și în amicalul cu Germania 5-1 din Giulești, dar și într-un campionat european în care ne-a apărat poarta de șuturile temuților Luca Toni, Del Piero, Robben, Benzema și Ribery în 2008. Antrenorul Bogdan Lobon s-a pregătit-o pe Ucluj între 2018 și 2019 și a fost foarte aproape de promovarea în prima ligă. A lucrat apoi în staful lui Cosmin Contra la Națională, după care a urmat un an în departamentul de scouting de la AS Roma. În august 2021 a preluat selecționata Under 20 și a strâns pe banca acesteia, într-un interval de 10 luni, 8 meciuri de pregătire, având un bilanț de 3 victorii și 5 înfrângeri. Nu știm ce va fi mai târziu, dar mulțumim și la mulți ani, Bogdan Lobonț! Da, la mulți ani, Bogdan Lobonț. La mulți ani, Bogdan Lobonț. Un jucător valoros al echipei naționale. Țin minte, arbitrat, am apărat de foarte multe ori și l-am arbitrat și eu, parcă când juca la Dinamo. La Dinamo. Da, da, da. A făcut un penalty. Așa. Jucătorii de la, au venit, au sărit pe mine. Așa. Și el a venit și a spus, lăsați-mă că să moară. Așa. Așa. A fost 11 metri clar, tocmai făcut de el. Deci mi-a plăcut în sensul că a calmat spiritele acolo. Da, 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 da. Tare, tare asta. Bună povestea. Ia uzi, o poveste interesantă cu Lobonț. Cum era? Punea presiune pe arbitri? Nu. Mi s-a părut absolut deloc că pune presiune. Chiar dialoga pe un ton foarte calm și civilizat. Deci mie asta mi-inspira când vorbeam cu el. N-are un ton ridicat, avea un ton jos și calm. Și atunci era super ok din punctul ăsta de vedere, pentru că puteam dialoga într-un mod civilizat. Ia uzi. Da. A fost un mare portat. Te întrebi pe tine. Am o mică obsesie în ultima perioadă. Mă tot gândesc că a început să apere Tătărușanu tot mai mult la Milan. Și am tot întrebat persoane din fotbal așa, tu care crezi că a fost portar mai mare pentru România, Tătărușanu sau Lobonț? Și lasă-mă să-ți dau întâi toate elementele. Da. Lobonț, foarte important pentru Rapid, a luat titlul cu Rapid în 99. Foarte important pentru Dinamo, de câte ori a fost la Dinamo, 2 titluri. Foarte important pentru echipa națională. Important la Ajax un singur sezon, după aia rezervă n-a prea mai prins echipa. După aia Fiorentina n-a prea prins echipa, Roma n-a prea prins echipa. De partea cealaltă, Tătărușanu a performat cu FCSB, a dominat România în perioada lui Reghecamp, a performat și în Europa, grupe europene și așa mai departe. La echipa națională s-a retras singur, n-a mai vrut el să fie, dar era de departe cel mai important portar al nostru. Pe unde a fost însă în străinătate, a jucat. La Fiorentina are undeva la 100 de meciuri. În Franța a jucat, singura problemă a fost la Lyon, unde n-a fost dorit. Dar acolo a fost clar din start că nu e dorit, se știa, a fost adus peste capul antrenorului și nu a apărat. În schimb și la Nant a apărat. Uite-te acum la Milan, deși el avea statut de al doilea portar, adună meciuri și o să ajungă să aibă peste 20-30 de meciuri pentru AC Milan. Campion cu AC Milan, atenție, sezonul trecut a adunat vreo 9 meciuri. Deci clar merită medalia respectivă. Din punctul tău de vedere, care e portar mai mare? Tu deja mi-ai indus în ce direcție să merg, dar eu fii atent că rezist. Adică. Așa e zis. Pentru mine contează și vrei nu vrei, sunt un pic influențat de decizia asta de a se retrage de la echipa națională. Bun. De ce spun asta? Deranjat. Un pic pe mine ca suporter al echipei naționale m-a deranjat. Pentru că este evident că el a făcut-o dându-și seama că poate generația din care face el parte nu se ridică la nivelul generațiilor care au fost înaintea lor și n-ar fi avut rezultate și că nu pot să-mi spui că s-a supărat că l-au înjurat 2-3 suporteri pentru că asta înseamnă că te lași de fotbal, că presupun sau că jură și la Milan. Sau suporta pe selecționare. Da, până la urmă vii și aperi. Încerc să fiu obiectiv. Ok, până la urmă atunci când pui în balanță și spui care e valoarea unui jucător, e normal să te raportezi la rezultatele pe care le are în străinătate. Și anume la meciurile apărate acolo, poate să spunem că în momentul de față este peste cariera internațională lui Lobonț, da? Tătărușanu.
dar nu pot să trec peste aspectul ăsta cu echipa națională și eu mi-aș fi dorit ca un portar de valoare a lui, titular în Serie A, da? Sau mă rog, aproape titular în Serie A, să fie în partea echipei naționale, ar fi dat acolo un moment de siguranță. Portarul lui Milan este portarul echipei naționale României, chiar dacă echipa națională României este cum. Da. Este, uite, omul ăla e acolo, portarul lui Milan, care stă acolo și susține echipa națională, nu a cedat în urma unui capriciu că nu mai vreau eu să vin. Pentru mine, personal, contează mult lucrul ăsta și atunci poate de asta să-ți influența să spun că îmi place mai mult de Lobonț. Deci răspuns final Lobonț. Deci din punctul meu de vedere, subiectiv și cu o analiză subiectivă, Lobonț, Bogdan Lobonț, și e și ziua lui și na. Bun, corect, așa da, este da, da. Da. Mergem mai departe. Andrei Vlad, tot un portar dorit de Zagrebie Lubin. Ce ar însemna pentru Vlad transferul de la FCSB? Ar însemna un pas foarte important înainte pentru el, da. Pentru că el, chiar dacă în ultima vreme a apărat foarte bine câteva meciuri, totuși e greu ca să se uite momentele slabe pe care le-a avut în partea FCSB-ului. De gafe, și eu cred că el personal are nevoie de o schimbare în momentul acesta, tocmai pentru a-și păstra și a avea continuitate în prestațiile bune pe care le are, de a nu mai fi mereu în pericol de a fi rezervă. Da? La prima greșeală o să zică lumea, iară bă, nu se poate așa ceva, dă-l încolo, nu-l mai băga niciodată și atunci poate își pierde cariera, pentru că e luni de zile, meciuri multe n-a mai apărat la FCSB decât în cupă sau eu știu, unde nu conta până când a reușit să mai prindă postul de titular. Deci eu zic că pentru toată lumea ar fi extraordinar, dar pentru el personal, cred că asta ar fi drumul pe care ar trebui să-l urmeze. Da, sunt discuții și pentru Șut și Olaru și pentru Cordea. Cu toate că FCSB-ul n-a mai performat, uite că Becali e la un pas, adică ar putea, cu puțină șansă, să-i plece vreo 3-4 jucători și pe bani buni. Asta e motivul pentru care mă gândeam că s-ar putea să îl ia pe Bauza. Pentru că noi nu știm exact ce transfer se pregătesc acolo. Să plece Olaru, probabil să vină Bauza. Să plece 1-2 jucători importanți acolo care ar putea să lase un gol în echipă și să simtă nevoia de un jucător foarte bun care să compenseze transferurile acestea. Poate încasează foarte bine, n-avem de unde să știm, probabil vor urma niște știri în sensul acesta și poate asta e strategia, îi vindem pe ăștia, îl luăm pe ăsta și atunci și compensăm într-un fel. CFR-ul cum ți se pare? E greu să spun. Nu prea am văzut meciurile astea amicale, recunosc că nici nu știu dacă aveam unde să le văd, dacă au fost transmise undeva. CFR-ul, mari transferuri n-au făcut. Da? Au avut un eșec cu vânzarea jucătorului în Cehia. Da. Dar seriozitatea lui Dan Petrescu, știm bine că în perioada de pregătire îi istorice la maxim. Da? Să vedem acum în cât timp își vor ajunge în forma maximă. Probabil și-a făcut niște calcule că în play-off să fie în formă maximă și să aibă rezultatele cele mai bune acolo. Au jucătorii aceiași cu mare experiență, antrenori cu mare experiență, stabilitate financiară, stabilitate la nivel de conducere, s-au încheiat problemele. Ce pot să zic? Pare că din nou au rețeta pentru a câștiga campionatul. Eu așa văd echipa CFR-ului în momentul de față. Nu știu cine ar putea fi contracandidată. Vedem ca ce se întâmplă la FCSB. Hai să o luăm așa, Marius. Faru Constanța, de ce n-ar fi contracandidată? Nu știu, mi-au dat la un moment dat impresia de că nu este previzibil jocul lor. Au avut momente în care erau pe val, câștigau un meci, două, trei. Să fie imprevizibil. Și dintr-o dată, la modul de rezultate, dar inconstant, din punctul ăsta de vedere. Deci dintr-o dată au luat 4 sau nu știu cât, de la Hermannstadt. Da. După că au pierdut nu știu ce meci cu 2-3-0, în modul imitor. 4-0 adică, cu Hermannstadt, da. Deci parcă nu mi-au dat, să zic, și CFR-ul mai pierde cât un meci, dar parcă mai pierde cu 1-0, cu 2-1 sau greu, sau într-un fel. Deci se pare că Farun are o constanță care să dea forță pentru titlul neapărat. Așa pare, deși s-ar putea să mă contrazică entuziasmul specific echipei Faro Constanța, pentru că vedem că este o echipă entuziastă dintotdeauna și Hagi reușește să pună focul pe ei, cum era, astfel încât să alerge foarte mult și să așa, dar vezi că nu le iese întotdeauna și unii au găsit rețeta să desfacă sistemul ăsta de joc al lor. Halagian, doamne, mă gândeam la Halagian cu focul pe ei. Exact, cu focul la ei. FCSB. N-are antrenor, e și asta problemă, că să fim serioși. A mers cu Pintili, dar pe de altă parte la lung și va arăta limitele. Nu că n-ar avea talent să devină antrenor, dar efectiv nu știe ce înseamnă problema și să duci un război pe termen mediu, cât mai e din campionat acum, îți cere experiență să fi trecut prin niște lucruri.
Evident, și jucătorii știu lucrul acesta, că da. Totuși citește și ei presa. Normal. Știu ce se întâmplă normal. În interior acolo și a reușit Pintili până în momentul de față să le ridice un pic moralul după ce, să spunem, în perioada lui Dică erau un pic mai încruntați așa. Acum se vede că joacă mai dezinvolt, aleargă mai mult, dar multe probleme nu s-au rezolvat nici acolo, pentru că în continuare au luat goluri aproape meci de meci, 1-2. Deci au avut niște probleme în apărare față de apărarea solidă a celor de la CFR Cluj, dacă e să facem comparație. Nu știu, parcă nu-i văd de aceeași nivel cu cei de la CFR din punct de vedere al stabilității și al forței echipei, a experienței jucătorilor, a personalității jucătorilor. Da? Am văzut că și Octavian Popescu, deci un jucător extrem de talentat, dar care a dispărut la un moment dat din joc. Și îmi pun asta pe seama psihicului mai mult, pentru că s-ar putea să fi trecut printr-o perioadă dificilă psihic și iarăși a căzut. Deci, iată, lipsă de experiență, ceea ce pe la jucători ăștia ai CFL-uri, mercenari ăștia, cum spune lumea, ăștia joacă tată serios acolo. Sunt plătiți, ei fac ceea ce trebuie, ce le spune Dan Petrescu. Deci, iată, din nou văd niște diferențe. Hai altcineva, hai Craiova. Să discutăm, să facem o mică pauză, să respirăm. Andrei Burcă de la CFL, după care ne întoarcem. Dacă avem. Dacă nu avem, da, continuăm discuția. Spuneam de Rapid acum. Rapid îi văd candidați evident la play-off și calificându-se în play-off, dar nu au pierdut din farmecul al Rapidului, care spune că joacă foarte bine cu echipele mari și te trezești că unele echipe mici pierd. Și n-au avut rezultatele așteptate totuși în timpul campionatului. Eu cred că cu un pic mai multă concentrare ar fi reușit poate să aibă mai multe puncte în momentul de față. Da. Transferurile, unele le-au ieșit, unele nu, poate nici din vina lor, că am văzut ce s-a întâmplat cu Papo, de exemplu, de la care avea așteptări mari să îl vedem jucând. Mișca și se mișca bine, da, solid, pasa bine, șuta bine, bun. Exact, disponibilitate de joc. Mi-a plăcut de el puținul timp pe care l-am văzut, dar iată că l-au pierdut. Au acolo niște jucători foarte în vârstă, pe linia de fund, despre care noi am mai discutat. Nu prea au adus. Vezi, iată niște elemente. A spus Victor Angelescu că vor veni doi jucători străini. A picat discuția cu Gicu Grozav, din câte înțeleg. Chiar consider că ar fi fost bun Gicu Grozav pentru Rapid? Ce nu știu ce să spun. Față de Petrolul, evident că era mai bine pentru el să vină pentru la el, Rapid. Da, pentru Rapid, nu știu ce planuri are Adrian Mutu sau care ar fi fost concepția lui acolo. Ceea ce e clar e că încă le mai trebuie încă un om de gol. Poate asta vedeau ei în el, un om care să mai înscrie goluri din când în când. Da. Poate da, nu știu ce să spun. E greu să spun. Hai să-l vedem acum pe Andrei Burcă de la CFR, după care revenim cu discuția despre lupta la titlu. Consider că am făcut o partidă bună, ținând cont că suntem la sfârșit de cantonament. A fost ultima zi în cantonament. Într-un cantonament foarte dificil, am acumulat foarte mult, au fost antrenamente intense și s-a văzut probabil că nu avem prospețime, pentru că picioarele sunt grele, dar în același timp am făcut față acestui adversar. Este o echipă bună de Liga a doua din Bundesliga. Cred că au avut 200 pe port. Liga a doua, nu? Da, pe toate trei partidele au fost dificile, au fost pe muche de cuțit. Probabil că una sau cel puțin două dintre ele, care contra cărora au jucat, o să promoveze. Pe toți îi primim bine în grup, în colectiv. De datoria lor să se adapteze la condițiile de la CFR Cluj, la presiunea de la CFR Cluj, la Mister, la ce cere Mister. Dar în același timp suntem conștienți că ne așteaptă un retur dificil. Această parte a doua a sezonului, avem și meciul din Conference League, dar capul nostru este doar la meciul cu Farul, pentru că trebuie să începem cu dreptul acest an. Chiar începem împotriva liderului. Da, deci, da, pentru că n-am terminat anul bine. Ok, a fost un an senzațional, dar acea victorie a durut, acea înfrângere, scuze, așa, pentru că ne doream victoria contra cel la Hermașa să terminăm anul pe primul loc. Așa că trebuie să fim concentrați să mergem acolo cu toate puterile pentru a face un meci bun și a scoate un rezultat pozitiv în primul rând. Mulțumesc. Da, a fost fundașul CFR-ului. Mergem mai departe cu discuția despre lupta la titlu. Cu o întrerupere, o scuză. Ce vorbeam noi în emisiune după ce CFR a pierdut ultimul meci. Da. Într-adevăr, pe ei a durut. Eu sunt convins că lui Dan Petrescu i-a folosit în această perioadă de pregătire și i-a tocat non-stop că ați pierdut ultimul meci și a putut să pună presiune pe ei. Că asta vreau să spun atâta. Deci lui a fost mănușă, să zicem. Exact. Da. Craiova, lui Neagoe, antrenorul nou. Iarăși o văd pe Craiova o candidată la titlu care poate să ia locul 2 sau 3, în niciun caz. De ce? Pentru că, nu știu, nu simt ca o forță necesară, nu simt ce ca o lotul suficient de bun astfel încât să ajungă acolo. Jucătorii, dacă e individual, sunt jucători talentați, dar după cum s-a văzut și în sezoanele trecute, parcă le-a lipsit ceva tot timpul, parcă tot timpul se întâmpla ceva și nu reușeau să facă pasul ăla decisiv în care să tragă cu adevărat la titlu. O anume...
Nu, o lume lipsă de forță, parcă simt că echipei lipsește forța. N-au jucători de forță, așa cum îi vezi pe cei de la CFR, că tot ne raportăm la cei la care am spus să zicem că sunt favoriți la titlu. Au o fragilitate. Se accidentează foarte des unii jucători, unii dintre ei sunt un pic capricioși. De la cei de la care te aștepți să iasă mai multe, Marković, eu știu, să îi vezi talentul și să... Ivan și așa mai departe. Ivan, nu au confirmat așteptările. Deci vezi, aici eu văd niște probleme. Au fost problemele care se știu acolo în vestiar și în perioada Mirel Rădoi. Acum sperăm, sau speră suporterii, că prin venirea lui Neagoe să se creeze un pic de stabilitate și de seriozitate. Asta cred că se va întâmpla totuși, pentru că Neagoe are stilul ăsta. Neagoe are stilul ăsta serios și sunt sigur că va reuși și în perioada asta. E bine că a venit înainte de perioada de pregătire ca să poată să-și pună amprenta asupra jocului și asupra pregătirii jucătorilor și sunt convins că vom vedea diferența. Dar parcă la nivel de lot eu nu îi văd complet așa, nu văd lotul complet pentru a-l considera un lot care să câștige titlul în Liga 1. Foarte frustrant pentru oltenii, dai seama ce spui acum, pentru că ei chiar speră. Ei chiar speră de mult timp, au avut șansa acum câțiva ani de zile când s-a jucat acea finală a campionatului, dacă ții tu minte, la Craiova chiar, da? Deci ăla a fost momentul pentru ei decisiv, care pe care, cine câștigă, a luat titlul, cu titlul pe masă, împotriva de la celor de la CFR și au pierdut. Atunci au fost cel mai aproape din ultimii ani să tragă pentru titlu. În rest, tot timpul au fost acolo, locul 2, locul 3, locul 3 și n-au reușit să facă pasul. Acum te întreb altceva. CFR-ul, principala candidată pentru câștigarea titlului, spui, care este urmăritoarea? Pe care simți tu că ar putea să aibă forța necesară să fie principala echipă care intră în luptă cu CFR? Că până la urmă la asta se va ajunge la o luptă în doi, mai mult ca sigur. Care va fi a doua echipă? Dacă FCSB-ul își rezolvă unele probleme din defensivă, eu pe ei văd. Tot pe FCSB? FCSB, da. Interesant. Au jucători tineri, combinație în tineri și experimentați, joacă bine, dar au problemele astea defensive și dacă reușesc un pic să rezolve problema asta, eu cred că ei vor fi contracandidații cei mai serioși, să zicem, la titlu. Mutu ar putea să meargă la Salernitana. Crezi în varianta asta? Presa internațională a scris atenție că ar fi pe lista celor de la Salernitana. Nu știu ce înseamnă a fi pe listă. Adică ce înseamnă asta? E pe listă scurtă, lungă? Evident, pentru orice antrenor român, să te duci și să antrenezi în Italia este o reușită extraordinară și poate fi un pas înainte într-o carieră de antrenor fenomenal. Normal că rapidiștilor nu le-ar conveni să plece pentru că el a gândit toată strategia, jucătorii, pregătirea și așa mai departe. Și de asta așează, adică știi cum e. Exact, și atunci n-ar fi ok. Cine știe? N-am de unde să știu. M-ar surprinde totuși ca o echipă din Serie A să ia un jucător de la Rapid. Un antrenor de la Rapid. M-ar surprinde. Nu, dar stai, nu e ca și cum n-au auzit de Mutu și îl iau pe antrenor Rapid. Totuși, Mutu este un nume în Italia. Mutu este un nume în Italia, evident, este, dar totuși în cariera lui de antrenor a fost la echipa națională de tineret, a fost la Rapid, a mai fost pe la Rap pe undeva la tineret. La tineret. Deci a luat, dar under 21. Aia nici nu o punem pe CV, pentru că nu are valoare, este zero. Deci ceea ce putem pune pe CV-ul lui cu adevărat este pe echipa națională de tineret și cu Rapid. Da. Cam atât să zicem. Restul nu știu unde a mai fost, la Târgu Mureș? La Voluntari. La Voluntari. La Voluntari a scăpat, Voluntariul la penaltiuri, dar i-a scăpat de retrogradare. Unde să, nu știu dacă este echipă de Serie A care să ia un antrenor care are un palmares, să zicem, o echipă națională de tineret și o echipă din Liga 1 câteva luni de zile? De ce nu? Până la urmă îi urez succes. Sper pentru el să fie adevărat și chiar să plece. Pentru rapidiști, nu neapărat, că oricine ar veni ar avea scuza, domne, nu-mi iese că uite, a pregătit Mutu înainte exact, tot și nu e exact. Echipa mea. Se pare că s-a acomodat bine Mutu cu Giuleștiu? Că era și discuția asta, că nu e rapidist, că vai ce rușine, spuneau mari rapidiști, că în anul centenarului le aduci un dinamovist. Nu, eu cred că Mutu a câștigat respectul suporterilor dinamoviști, inclusiv în acel moment, de rapidiști, inclusiv în acel moment în care a refuzat, să zicem, să jignească FCSB-ul sau alte echipe. Deci cred că și atunci a câștigat respectul lor. Adi Mutu a demonstrat o inteligență în declarații. Întotdeauna la conferințele de presă a fost foarte diplomat, n-a atacat, n-a ieșit așa, să spunem, în evidență.
în mod negativ. Deci eu cred că în momentul de față este complet adoptat de către suporteri. Ok, n-a îndeplinit obiectivul cupa, care pentru ei era foarte important obiectivul ăsta și își dorea un anul centenarului să câștige un trofeu. Ce ar fi să ia titlul ăsta, ce nebunie ar fi? Dar este în cărți pentru titlu, ceea ce este extraordinar. Suporterii vin meci de meci alături de el. N-am auzit până acum disensiuni, n-am auzit strigăte de misia, deci suporterii îl respectă și l-au adoptat. Și cred chiar că și dacă... când n-au avut rezultate neapărat bune, suporterii au avut răbdare cu echipa. Da, suporterii au avut răbdare cu echipa și ceea ce îmi place este faptul că există acolo o comunitate, o comuniune între suporteri, echipă, antrenor, conducere, lucrurile se petrec într-un mod foarte bun, marketing, imagine, PR, totul este foarte bine gândit, evenimentele pe care arată am fost civilizat. Trecut, civilizat, curat, frumos. Totuși, dacă el ar lua titlu anul acesta, evident că ar fi pe viața adoptat de câte suporterii Rapidului și poate mai mult. Știi care ar fi ironia sorții? Că ar lua titlu tot un antrenor cu background dinamovist. Da, Rednic, cred că... Lucescu și da. Valentin Stănescu. Până la urmă, pentru suporteri, nu cred că mai contează lucrurile astea. Ei își doresc să ia titlu, indiferent cine este acolo antrenor. Și în momentul în care iei titlu după atâta timp și în anul centenarului... Bine, hai să zicem la Valentin Stănescu, că a antrenat Dinamo cu mulți ani după ce a luat titlul cu Rapid. Hai să nu-l punem. Da, Lucescu și Rednic, dinamoviști de marcă. Dinamoviști, dinamoviști. Exact. Așa, pentru statistică. Deci pentru statistică și dacă ar fi să se respecte tradiția, ar lua și Adimutu titlul. Exact. Mamă, îți dai seama ce nebunie ar fi. Și cumva s-ar crea o poveste frumoasă alăturată unui nume imens, cum este Adimutu în fotbalul românesc, să ia titlul în anul centenarului, chiar că rămâi în istorie. Rămâi în istorie pe viață, în istoria Rapidului, în istoria fotbalului și ar fi extraordinar. Le doresc să ia titlul în anul centenarului, chiar le doresc pentru Rapid. Pentru deci ești fan Rapid anul ăsta? Anul ăsta sunt fan Rapid, pentru suporteri, pentru ce se întâmplă acolo la nivel de conducere, pentru stabilitatea pe care o arată și pentru inteligența asta în declarații, care mie îmi place foarte mult, pe care o observ la ei, la toate nivelurile. Adică fiecare iese pe palierul lui, dar iese fiecare cu un mesaj destul de și cu controlat limită. Și cu limite. Nu vorbesc mai mult decât cazul. Bine că nu ești șeful CCA să declari că ții cu Rapid în anul centenarul, că atunci era o problemă. Da. Exact. Am ajuns la final. Îți mulțumesc pentru prezență, Marius. Mulțumesc. Ne revedem mâine de la aceeași oră, 18:30 la ProSport Live. Până atunci rămâneți cu ProSport.ro. Să aveți o seară frumoasă.